37 de minute și ne pregătim acum pentru întâlnirea cu Adriana Titieni, care astăzi ne vorbește despre femeile care au făcut istorie. Și nu sunt atât de cunoscute, pentru că gesturile lor într-o lume preponderent masculină au contat mai mult pentru doamne. Amelia Earhart a fost prima eroină americană modernă apreciată pentru curajul și succesele sale într-o lume a bărbaților. Earhart a fost prima femeie care a zburat singură deasupra Oceanului Atlantic și prima femeie care a traversat Statele Unite ale Americii în timpul unui zbor fără oprire. În 1920 avea să zboare pentru prima dată cu avion. Experiența a marcat-o atât de mult încât a decis să devină pilot. Costul unei ore de zbor se ridica la circa $1000 în acea perioadă, astfel încât părinții au refuzat să-i finanțeze școala. Tânăra a economisit pe cont propriu, iar a luat primele ore. După numai 6 luni și-a cumpărat din ultimii bani un avion Kinner Airster, cu care a stabilit recordul de înălțime la zbor pentru femei cu o altitudine de 4300 de metri. Succesele s-au ținut lanț. În 1932, ea a fost prima femeie care a zburat singură deasupra Oceanului Atlantic și prima femeie care a traversat Statele Unite ale Americii în timpul unui zbor fără oprire. Earhart a dispărut în 1937 deasupra Oceanului Pacific în timp ce încerca să stabilească un record mondial, zburând în jurul lumii deasupra ecuatorului. Nimeni nu a mai găsit nimic despre ea, iar avionul nu a fost găsit. Hai bă, și tu acum.
Întors acasă cu medalie de aur la gât. Poezia sa îl recomandă ca un om cu un gust literat de zeu.
Franței, Marina Mihăț. Lasă-o, lasă-o. Am luat în totul asta în care să sucă. De ce să mă întâmplă? N-am fost doar jurământ să mă nebun să mă urmă. Nu vreau că mi-e de teamă, teamă. Nici nu să văd că nu mai mamă. Cuvintele eu nu le iau în seamă, dar mi-e rușine și mi-e greu. Că scoală s-a aruncat în meu. Pentru ce s-a aruncat în casă, că nu am urmă de cu casă, n-am jos cu frâine. Și dacă n-am ce vreau să interpretând poezia Dușmancele de George Coșuc. Salut, sunt Adrian Despot de la Vița de Vie. Asculți noul nostru single, Luna și Noi, pe Radio România. Sâmbătă, 16 aprilie, la sala Palatului.